După ce a spus aceste lucruri, ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia iată că i s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce vă uitați, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care se înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Noi cântăm frumos, vorbim frumos, dar pentru unii venirea Domnului a fost. Pentru o fată de 20 de ani la Tennessee a fost venirea Domnului. Pentru un băiat de 14 ani în România a fost venirea Domnului. Pentru o mamă de 36 de ani care a lăsat un copil de o zi în Anglia a fost venirea Domnului la baia mare pentru doi părinți, care au lăsat șase copii, a fost venirea Domnului, pentru fratele Maidan, că a fost venirea Domnului. Și toate acestea s-au petrecut pe neașteptate. Întrebarea care mi-a pus-o Duhul Sfânt mie și vă pune și dumneavoastră, unde ne sunt ochii? Aici cuvântul Domnului spune norul e ascuns de ochii lor. Dar ei să te cu ochii pironiți spre cer. Și era întrebarea care a fost pusă o cieniciu, Voi de ce stați și vă uitați spre cer? Frați și surori de aici, din Canada, cei prezenți la seara aceasta, unde ne sunt privirile? La ce ne uităm? Pironiți spre cer? Sau ne uităm la oameni, la pământ? În seara aceasta aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să ne verificăm. Noi putem spune că suntem cu ochii pironiți la cer. Dar de multe ori dovezile din viața noastră sunt invers. Sunt aici cuvântul Domnului, ei s-au întors la Ierusalim, au ajuns acasă, s-au suit în odaie de sus. După seara asta noi vom merge acasă. Ce vom face? La vechile noastre obiceiuri? La vechile noastre planuri? Sau vom gândi în fiecare zi, dacă e astăzi ultima zi. Așa ar trebui să fie creștinul care așteaptă pe Domnul. Așa erau ucenicii. Și noi vorbim foarte frumos despre ei, că își vindeau averile, dacă ni s-ar cere nouă. Noi vorbim foarte frumos despre ei că stăreau în apostolului, în legătura frățească, în frângerea până în rugăciuni și stăteau de oște. Și spuneam undeva în România, dacă ne-ar cere să trăim de oște, câți din noi am pune ce avem la oaltă? La ăla care nu are zice, vă pun și eu. Din soră ce mi pun? Dar ăla care are, ăla care se uită și vede contul și casele și ce am renunțat noi dacă ne-ar cere Domnul? Frașii lor, tot mai des, tot mai des cuvântul Domnului vorbește că și eu mi-aduc aminte de copil, când eram copil și am crescut la mitocul Dragomirne și apoi am crescut la, la Ițcan. auzeam pe Duhul Sfânt spunând, iată că vin curând. Mai rabdă, mai așteaptă, mai roagă mai pocăiește -te. Și mereu auzeam cuvântul ăsta, eu vin curând prin Duhul Sfânt. Și au venit Duhul Sfânt și au zis, aduc o vreme de libertate. Cum nu mai fost pentru România. Ușile și ferestre deschise. Belșug din toate părțile. Dar țin minte ce zicea Duhul Sfânt. Că în vremea aceea, de libertate, de pace, de belșug, mulți mă vor părăsi fără temei. Și o trăim în vremea când Duhul Sfânt a început să strige, pregătește-te, pocăiește-te, veghează și parcă tot mai mult serile de stăruință sunt băncile goale, serile de nopți prelungite, că nu se de veche, băncile zgoale și ne doare pentru cei ce sunt ai noștri. Ne doare și noi ne plângem copiii, voi în Canada, noi în America, ne plângem copiii ca Israel pe drum spre Canaan. Ce o să facă copiii noștri? Vreau să vă spun ceva. Copiii noștri, dacă noi ne facem parte, Dumnezeu își face parte. O să-L cunoască pe Dumnezeu nu sub. O să-L cunoască pe Dumnezeu în lipsă. O să-L cunoască pe Dumnezeu în necaz, în strâmbtorări dar vă cunoaște pe Cel ce este izvorul apelor vii. De ce am venit în Canada? De ce am venit în America? Să asigurăm o viață bună copilor noștri și acum ne uităm cu durere și la tineretul ăsta care crede că e un lucru de apucat, așa ușor, să slujească, să cânte, să se cu mâinile sus și când vine vremea să stăm în fața cuptorului de nebucale în țară, ce vom face atunci? Că va veni o vreme, nu ca atunci, dar asemănătoare. Ea va veni și strigă Sânt cu câtva timp în urmă, spune copiilor tăi că belșugul se poate termina peste noapte. Ce ziceți, e posibil? Da. Se poate termina. Belșugul se poate termina. Dar nu numai belșugul, viața se poate termina. Te uiți, un copil de 14 ani vrea să-și facă un selfie și se urcă pe un vagon. Și de pe vagon ajunge în spital, în comă și nu se știe dacă va mai trăi. Că vrea să-și facă un selfie. Trăim în vremea aceasta când oamenii vor să fie Dumnezeu. Oamenii vor să fie Dumnezeu. Sunt stăpâni pe viața lor. Ce nevoie am eu de Dumnezeu să mă duc să mă rog să mă întrebat unde mergi? Mă duc la ciurci. Dar ce faci acolo? Să mă rog. De ce să te rogi? Să mă rog pentru copiii mei, pentru sufletul meu, pentru țara asta să mă rog. Sunt multe motive pentru care trebuie să ne rugăm. Și în seara asta subiectul este veghere și venirea Domnului. Poate fi venirea Domnului noaptea asta pentru mine. Putea fi săptămâna trecută. Foarte simplu. M-am dezechilibrat. Mi-am pierdut echilibru și în cameră și am întâlnit în față un perete. Și am dat cu capul partea stângă aici. Și copiii mei, și soția și fata spunea, tati, puteai să fii mort. N-are Dumnezeu nevoie de COVID. N-are Dumnezeu nevoie de cancer. N-are Dumnezeu nevoie de nimic altceva ce El spune. Până aici s-a terminat alergarea. Frați și surori, întrebarea este ce fel de veghere este în viața noastră? Una din pildele spuse de Domnul Iisus este pilda fecioarelor. Și acolo se vorbește de veghere. Și noi toți suntem fecioare. Toți cântăm, toți vorbim, toți vrem să mergem în Împărăția Lui Dumnezeu. Marea problemă este când vine ațipirea, cum ne găsește. Și ațipirea începe să se vadă. Ațipirea se vede în România, se vede în Canada, se vede în America, se vede în Europa. Ațipirea vine. Atât de greu trebuie să cerșim un amin. Trebuie să cerșim un aleluia. Trebuie să cerșim un slăvit să fie Domnul. De ce? Pentru că aminul ăla și aleluia nu-i pentru mine. Nu-i pentru cântăreți. E pentru Dumnezeu și în primul rând e pentru tine. Slăviți să fie Domnul. Ce fel de fecioară ești? Care sunt diferențele între noi? Noi putem să spunem dându-ne părerea unii despre alții. Dar adevărata valoare va veni o zi când se va vedea. Ce înseamnă veghere? Cât timp trebuie să nu fii atent? Ca să mergi cu mașina pe expres. Cât trebuie să fii navigator? Un minut? O oră? O fracțiune de secundă. O fracțiune de secundă. Să-ți pierzi echilibru și să cazi cu capul de un perete, de un beton, de un colț de masă, de ceva și s-a terminat alergarea. Frații surori, când veghem, trebuie să știm pe cine așteptăm și de ce veghem. Eu când știu că trebuie să plec în călătorie, eu trebuie să-mi verific pașaportul, trebuie să am un bilet valabil, trebuie să mă duc la timp la aeroport, trebuie să împlinesc toate condițiile care sunt puse acolo ca să pot să mă urc în avion. Doamne, ajută-ne să veghem! Amen. Pentru că vegherea frașiților este personală. În primul și în primul rând. Eu nu pot să veghez dacă nu veghez în dreptul meu n-am cum să veghez în dreptul familiei mele. Dacă nu veghez în dreptul meu, n-am cum să veghez în dreptul bisericii, în, mijlocul poporului Dumnezeu. De aceea, în seara asta, trebuie să ne uităm cum veghem. Dacă vegherea noastră este o veghere care îi place Domnului. Domnul are niște așteptări de la noi. Câte așteptări nu avem noi de la Domnul? Și Domnul în fiecare dimineață își înnoiește bunătatea. În fiecare dimineață își înnoiește îndurarea. Noi nu avem butoane care să spunem, ne sculăm, ne trezim, numai Domnul în fiecare din viață nu uită să ne dea viață. Lui. Și ce așteptare are Domnul de la noi? N-așteaptă milioane de lor, n-așteaptă banii noștri, n-așteaptă cântările noastre. și ce așteaptă inima? Dar ne ajută-ne să-ți dăm inima. Da. Pentru că veghere, și soră, înseamnă așteptare. Și dacă prioritatea noastră este să așteptăm pe Domnul, spunea fratele Viorel de cel care era, eu știu pe cineva care odată era în metroșul și l-a întrebat cineva, ce faci frate, aștept pe Domnul. Și se spunea așa, chiar? Da. Poate veni. Și dacă nu vine Domnul, mă duc la lucru. Spunea cineva, noi trebuie să trăim ca și cum Domnul ar veni astăzi. Și trebuie să muncim ca și cum ar mai trăi 100 de ani. Unde este balanța? Cum putem să balanțăm lucrurile astea? Să știți că se poate. Să știți că se poate. Să te scoli de dimineață și să te întreb dacă astăzi va veni Domnul, cum mă va găsi și ce aș putea face pentru Domnul. Pentru că sunt niște diferențe care sunt între noi. Și noi putem să fim morali. Oameni morali. Să ne cunoască toată lumea că suntem morali. Să fim ca frațul lui Iosif. Noi suntem oameni de treabă. Noi putem avea o părere bună despre noi. Putem avea o părere bună în societate, în familie, în casa lui Dumnezeu. Dar marea problemă este: sunt mulți oameni morali, dar nu sunt spirituali. Și Domnul nu ne vrea numai oameni morali, Domnul ne vrea oameni spirituali, dar ne ajută la aceasta. Să pot să depinde de Duhul Sfânt, să pot de să depinde de Dumnezeu în viața mea. Că oamenii morali. Sunt mulți. Eu am. Dumnezeu nu știu dacă ați cunoscut. Eu am cunoscut oameni morali. Oameni buni. Am avut un vecin. Născut din 22 de, de copii. 22 de copii. Un om moral. Un american moral. Dar. Cu spiritualul. Și totuși, la un moment dat, Dumnezeu l-a cercetat. Pe omul ăsta care. Noi ne uităm așa la unii, la canadieni, la americani și le dăm sentința și credem că noi suntem tare buni. Noi suntem tare moral față de ei. Dar nu suntem spirituali. Și Domnul ne vrea spiritual. Și vă spun de vecinul ăsta, al Domnul a cercetat. A stat de vorbă cu Bruno mult. Să uita la noi. Să uitat la familia noastră. Să uita că venea frați la rugăciune la mine și mă întreba, de ce vin atâția la tine? Și omul ăsta a fost cercetat de Dumnezeu. Și când a plecat, acasă la Domnul. A plecat în păcat cu Dumnezeu. A plecat în păcat cu Dumnezeu. Pentru că nu-i destul să fim moral, frați și surori. Domnul ne vrea să fim spiritual. Nu spiritual de duminică. Nu spiritual de o noapte de prelungită. Domnul ne vrea spiritual să fim plini de Duhul Sfânt. Doamne ajută la aceasta. Noi câteodată suntem oameni care suntem cu frații la părtășie. You are here, but you are not here. You are with your body here, but your mind and your... everything is not here. You are e e everywhere else. <inaudible> laughing, talking, like God doesn't know what you are thinking, like God doesn't know what you are saying. And this is the house of the Lord. This is the house of the Lord. And He sees you. Ne vede pe toți. Noi sunt oamenii care suntem la părtășie. Dar de multe ori nu suntem în părtășie. Și de aia vine lucrarea Duhului Sfânt de multe ori și cuvântul Domnului vorbește și spune unește-te, deschide-ți inima. Pentru că noi suntem la părtășie. Domnul ne vrea în părtășie. Doamne ajută-ne la aceasta. Să poți să fii în părtășie. Să te poți pune lângă fratele tău, să dai pacea Domnului cu El. Să nu mergi trei bănci mai în față, trei bănci mai în spate. Să poți să fii în părtășie cu frații tăi. Doamne, ajută-ne să ne verificăm. Poți să fii în părtășie cu toți? Doamne, ajută-ne să fim nu numai la părtășie. Că venim la părtășie și auzim o predică și mai spunem ce mai vorbește și asta. Ce mai lucrare și asta. Ce cântare și asta. Ce predică e asta și noi suntem doar la părtășie și nu suntem în părtășie. Doamne, ajută-ne să fim în părtășie. și surori, noi vorbim despre că așteptăm pe Domnul. Dar putem să zicem că așteptăm pe Domnul și să nu iubim venirea Lui. Apostolul Pavel spunea lui Timotei, eu sunt gata. M-am luptat, lupta cea bună, am isprăvit alergarea, mă așteaptă cu lună. Pe noi ce ne așteaptă? Eu aștept să primesc cu luna și mă lupt să fiu vrednic. Dumneavoastră așteptați să fi primit cu luna. Doriți atât de mult cu luna. Dar Apostolul Pavel continua și spunea pe care Domnul Judecător ce mi-o va da în ziua aceea. O zi hotărâtă de Dumnezeu pentru Pavel a fost. O zi hotărâtă pentru Cornel Bărsan a fost. O zi hotărâtă pentru fratele Maidanui a fost. O zi hotărâtă pentru noi. Când va veni ea? Nu știu. Dar el spunea, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Frați și surori, mai iubim noi venirea Domnului? Doamne, ajută-ne să dovedim. Pentru că Domnul se uită în popor și vede multă vorbă și puțină trăire. Pentru că nu iubim venirea Domnului pentru că avem preocupări pământești, pentru că ne interesează cine e președinte, ce o să facă, ce guvern o să fie, cum o să meargă casele, în sus, în jos, am o vinde, am nu vinde, am cum cumpărăm. Pentru că ne interesează lucrurile pământești. Și într-o zi, Domnul dă semnal la Windsor, Domnul dă semnal la Detroit, Domnul dă semnal în America, Domnul dă semnal în România. Și toate aceste semnale, știți ce spun? Cel ce vine, va veni. Și nu va zăbovi. Cum ne sunt ochii? Să ne uităm țintă, spune Apostolul Pavel Evreilor. Unde? La căpetenie de sfârșitul noastre. Doamne ajută -ne. Pentru că înșelătoria care există la ora actuală este că nu se poate pierde mântuirea. E o mare înșelătorie. E o mare înșelătorie. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Copiii care sunt botezați cu Duhul Sfânt, Săptămâna cealaltă am fost la stăruință. Și am stat de vorbă cu mulți tineri. Și m-a schimbat Dumnezeu inima mult. Eu acum 20 de ani nu concepeam să stau de vorbă cu nimeni în limba engleză. Pentru că am fost foarte habodnic. Că trebuie să înveț să românește. Mi-a schimbat Dumnezeu inima mult în ultimii ani. Dar săptămâna trecută am primit un cuvânt greu tineri care vin să se mărturisesc și bine facă să mărturisesc. Dar spunea Dovârsând, voi vă mărturisit, if you confess and if you don't repent, you'll repeat and you'll pay the price. If you confess and you don't repent, you'll repeat the same sin. You'll do the same things again and again and again and again. And your father and your mother and the priests, the, the pastors and the prophets, they won't see you. But there is a price to be paid. Să ne ajute Domnul să ne pocăi Pentru că sunt oameni care se mărturisesc. Și nu este căință. Și în seara asta, nu eu, Duhul Domnului a zis că vrea să dea iertare. Uneori am văzut că frații trebuie să se roage. Hai mărturisiți! Hai mărturisiți! Nu! Noi trebuie să ne eliberăm. Noi trebuie să dăm afară tot ce este rău. Noi trebuie să cădem înaintea Domnului, să ne prăbușim, să recunoaștem cine suntem. Noi trebuie să ne cântărim. Și dacă noi ne cântărim, credincios este Domnul să ierte. Credincios este Domnul să, îndu să se îndure. Credincios este Domnul să dezlege. Credincios este Domnul să ridice poverile. Credincios este Domnul să ne dea putere. Dar dacă noi suntem oamenii care credem că Dumnezeu poate fi înșelat, ne înșelăm singuri. Frați și surori, Dumnezeu se uită uneori cu durere. Noi ne uităm cu durere. Mă uit în casa mea și mă uit cu durere uneori când văd starea asta de, de lăsare. Ce putem face? Mi-aduc aminte când mama mea îmi spunea un cuvânt care mă durea. Putea să mă bată tăticul cu cureaua, cu, cu botă, cu ce nu mă conta. Dar când mama mea se uita la mine și îmi spunea, eu atât am să mă rog până Dumnezeu îți va ieși înainte și mă va asculta rugăciunea. Asta mă temeam. Frați tineri, Dumnezeu să vă cu ascultare. Frați părinți, Dumnezeu să ne binecuvânteze cu pocăință. Noi vorbim frumos de Efeseni 6 acolo, copii ascultați în Domnul. Dar versetul următor și ce zice? Părinți, nu întărătați la mâniei pe copiii voștri. Să căutăm balanța asta. Copiii noștri să intre în ascultare de Dumnezeu și de părinți. Și noi ca părinți să fim oamenii care să intrăm în ascultare de Dumnezeu și să știm cum să vorbim. Mi-a Mi vorbit Dumnezeu cu mult timp în urmă că voi duce o luptă. Și știam exact și eu și soția mea. Și nu știam cum să procedăm. Dar mulțumesc Domnul că mi-a dat lumine. Și am știut cum să procedez. S-a dus cel mic la soția mea și a zis, dacă nu știați să vă purtați cu mine, luam decizii greșite. Frați și surori, haideți la rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru familiile noastre. Ei s-au întors acasă. S-au dus la rugăciunea de aia de sus. Domnul cercetează tot poporul. Se uită la altarele noastre. Se uită la rugăciunile noastre. Și nu mai este vremea când să facă nuiaua sau cureaua. Dar vreau să vă spun ceva. Ce nu putem face noi, face Domnul. Datoria noastră este să ne rugăm. Și Dumnezeu nu, nu, se supără dacă noi spunem, Doamne, lucrează cu îndurare. Nu se supără dacă Dumnezeu îi spune Dumnezeu, Doamne, atinge minte, atinge inima. Să ne rugăm pentru copiii noștri. Să ne rugăm pentru tine, casei Domnului. Să-L cunoască pe Dumnezeu. I-am mărturisit lucrul ăsta, l-am cunoscut pe Dumnezeu, nu în adunare. Nu în familie unde am avut părinți credincioși. O adunare bună, foarte bună. L-am cunoscut pe Dumnezeu în închisoare. Și nu există zi când să nu mi-aduc aminte anumite momente din viața mea. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că totuși l-am cunoscut pe Domnul. De aceea, la rugăciunea aceasta, haideți să ne ridicăm în picioare. Să stăm înaintea Domnului pentru noi și familiile noastre și să spunem așa cum spunea și Nic. Doamne, dacă vei veni, dacă nu ne vei asculta dorințele, să ajungă copiii noștri, doctori, ingineri, profesori și nu știu ce mari pe pământ. Doamne, fă copiii noștri să fie mântuiți. Copiii noștri să nu se piardă aici. Și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin.